mai bine! Are drept scop să-i omagieze pe cei căzuți pe câmpul de onoare. Atât! Nu faceți ceva de scandal. Ce fac cu textul ăla lui Mihai Antonescu din 8 iulie 1941? Care? Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Nu știu peste câte veacuri neamul românesc se va mai întâlni cu libertatea de acțiune totală, cu posibilitatea de purificare etnică și revizuire națională. Nu am deportat niciun evreu din România. Să vezi filme care le elogiază pe Hitler la televizor? Căvărășanul Antonescu! Sinistru! După Germania nazistă, țara care a ucis cei mai mulți evrei sunt în mod. Ce se întâmplă aici mi se pare extrem de antiromânesc. E adevărat, bă, negaționism! Hai zic, bine, vă rog, vă rog, mă explodă! Vă mulțumesc mult pentru tot! Dum 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 d